Original. Bă, Bercea Mondial era fan telenovele. La un țigan le face telenovele. Că e cu iubire, ăștia sunt cu iubire. Păi Izaura are ani cât pula mea, se năștea tocmai când era escrava Izaura la Tăzău. Și de-aia Bercea Mondial era la Izaura. Dar pot că pe aia o chemarfă. E de la numărată. Dacă o chema Lidia, e de la numără Lidia. Dacă o chema Linda, îl băga numără Linda. Lui Daura. Înseamnă că i-a făcut și Daura. Păi când apărea escava Daura, mă. Una dintre primele telenovele, că pot să-i zic și lui Fila, poate ca să-ți dai seama ce poate să facă o telenovelă din oameni. Schimbă societatea cu tot, comportamental. De-aia îmi dau seama ce putere am asupra auditorului meu. Izeu, cu... Poți să îi dau urechiță să faci ce vrei de mine. Dar eu îi las liber. Cum? Îi las liber să facă ce vrea cu ala. Să nu fie nici de acord cu mine. Că nu vreau să fie de acord cu mine. Sau să fie de acord, treaba lor. Nu mă supăr și dacă mă supăr, nu are nicio problemă. Au vreo cu mine pula. Păi când apărea esclavă, Izaura pula mea cu Leon. Leonciu era un zonelor. Era un citolog de la Bocat. Escrava era sclavă. Pe plantația lui Leonciu. Și Leonciu, băi, în realitate, hai ca să zic cu aristocrații și cu stalele, cu țărânții. Era chestia de principi. Dacă zic, cum e în realitate, deci tăie tot pul, cum era înainte, acum e mai mișto. Era chestia de principii, deci principii, aristocrații, futea gazicile lui bine. Deci prima pulă în pizdă era al lui seniorul, nu al lui muncitorul. După aia venea muncitorul și-o lua de nevastă. Dar era deja cu pula pizdă. De la ăla. Deci toate pizdirii de acolo de sub, din orbia lui, era făcută de ăla. Și de obicei ăștia nu prea avea prezervativ, nu vreau în culo. Și de obicei găsiți că cine rămâne oarecum gravide, poate avea de la bastard. Țăranul nu știa, a cu copil. Până la urmă, poate copilul era aristocratul la care a fost prima oară. Poate. Se întâmpla. Din primul putani, ceva. Deci, unii copii, de-aia dau semne de aristocrație că a fost putut țărâncii de ăla. Deci, gândesc-te și ca mine de ce am față de boie. S-ar putea la ancestralitatea noastră un boier să fie cu o țărâncă de-a mea. Din care mă trag eu că n-aveam de unde pula mea să am fața asta sau inteligența asta, pentru că de obicei inteligența e dată aristocrație cu țărâncă. Țărâncă nu se mai arăta ca și oameni de inteligență.
Nu normal. Când ai stocat, sunt foarte superiori. Trebuie să fie citați. Ceva de pe tip.